și noile majorări la prețuri de carburanți. Invitata primei ore este ministra mediului Iuliana Cantaragiu. Doamna Cantaragiu, bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur că sunteți aici și mă bucur că sunteți practic la două zile de când a fost marcată ziua internațională, sau ziua mondială a mediului. Felicitări cu această ocazie. O să discutăm cum stă Republica Moldova la acest capitol, dar vreau să vă întreb întâi de toate, pentru că știți, astăzi este un subiect dureros pentru mulți. Majorarea prețurilor și întrebarea zilei de astăzi o să fie inclusiv pentru telespectatori în această notă și o să vrem ca să aflăm opinia lor în cadrul televotingului. Dacă vor sau veți renunța la mașinile personale din cauza scumpirii carburanților, întrebarea este afișată pe ecran, la fel și numărul de telefon 3280. Dacă da, atunci transmiteți SMS cu cifra 1 și dacă nu, cu cifra 2. Pe parcurs voi anunța rezultatele. Același lucru vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Cu ce mașină ați venit astăzi la emisiune? Cu mașina personală, care este hibrid. Veți renunța la ea sau e avantajos să ai o asemenea? E avantajos să ai hibrid. Eu mi-am schimbat bine mașina anul trecut, anume din credința mea, din viziunile mele față de mașini eco. Și la momentul actual, din ce tehnologie există astăzi pe planetă și în funcție de, hai zic așa, de consum și de emisii, eu consider că mașinile hibrid sunt cele mai eco. Și în contextul scumpirilor la carburanți din ultima perioadă sunt consumă, eficiente. Da, și sunt eficiente. Ea consumă mult mai puțin decât precedenta mea mașină și are emisii mult mai mici decât precedenta mea mașină, că ea își generează curent electric din mers. Adică tehnologia este construită în așa mod că în procesul mersului ea își încarcă și acumulatorul și respectiv mixează când folosește combustibil, când... Da, sunt destul de populare în ultima perioadă și pentru Republica Moldova, dar voiam să vă întreb ce recomandare aveți pentru cetățeni? Să treacă toți la mașini hibrid? Asta este cel mai bine. Într-un fel, da, că știu că anul trecut, la fel, pentru politica bugetar-fiscală, noi am dat propuneri din partea Ministerului Mediului, în care... Bun, anul trecut nu au fost acceptate, dar am înțeles, fiindcă s-a mers pe o abordare mai conservatoare referitor la politica bugetar-fiscală, dar cel puțin am înțeles că este ideea asta, ideea cum nu a fost abandonată, dar a fost transferată pentru acest an, ca să diminueze accizele la mașinile hibrid pentru ca ele să fie mai accesibile pentru cetățeni și propunerea noastră era chiar să pui accizul zero pentru mașinile hibrid. Din punct de vedere anume că ele sunt într-adevăr reieșind din ce combustibil folosim noi astăzi pentru producerea de energie electrică, chiar că unii m-ar contrazice și ar spune, da, mașinile electrice ce-i cu ele, știi? În spațiul nostru emisiile nu contează la ce țeavă stau, la țeavă de eșapament sau la țeava unei întreprinderi care generează, care arde gaz pentru a produce curent electric. Deci în situația dată când ponderea energiei regenerabile în mixul energetic nu este mare, atunci eu consider că hibridul este mult mai eco decât electric. De ce nu ați venit cu mașina de serviciu sau nu o folosiți? Eu nu folosesc mașina de serviciu. Eu merg la serviciu, plec de la serviciu cu mașina mea personală. Eu mașina de serviciu o folosesc doar la serviciu. A, păi ăsta tot... Tot e serviciu, dar asta înseamnă... În fine, oamenii au și timpul lor. Cât de mulți colegi din asta fac același lucru? Nu cunosc. Colegi din miniștri? Da, nu cunosc oricum.
Să trecem la un alt subiect care cumva tot este discutat în ultima perioadă și vreau să înțeleg dacă cunoașteți mai multe informații. Se vorbește în spațiul public, în special în culise, despre remanieri care urmează să fie făcute în actualul guvern. Știți ceva despre asta? Nu cunosc. Dar cât de mulțumită sunteți de activitatea actualului guvern? Vorbind acum și din prisma cetățenilor, cu siguranță ați avut feedback, s-au întâmplat multe lucruri, înțelegem că această guvernare are și pandemie, are și război la hotar. Da, evident, sunt multe foarte provocări, multe, dar exact. Cât de mulțumită în general sunteți de activitatea colegilor din ministere? Haideți să zic așa, sunt într-adevăr foarte multe provocări, inclusiv create sau generate de crizele, dintr-o criză în alta suntem. Și nu mai vezi capătul când ele se vor termina, dacă orice lucru se termină, are un început, el are obligatoriu și un sfârșit. Bineînțeles, lucrul ăsta se va termina odată și odată, dacă nu va începe o altă criză de alt gen, de exemplu ecologică. Asta, sau economică, care deja a început. Da, ecologică. E în continuu pariez, proces. Pariez, așa. Și evident că sunt foarte multe provocări de genul ăsta, pe lângă activitatea cotidiană pe care o ai de realizat. Plus sunt constrângeri foarte mari și bugetare, cu toată asistența și așa mai departe. Oricum, când e vorba în mod special de personal, adică sunt foarte multe atribuții pe care trebuie să le faci, foarte multe funcții pe care trebuie să le îndeplinească instituțiile statului, dar acestea conform legislației, să zic așa. Dar nu întotdeauna reușești să le acoperi pe toate, în primul rând din cauza că în anumite, de exemplu, instituții există constrângeri de personal. Pe de altă parte, în alte instituții, este exces de personal, dar care, la rândul său, consideră că fiecare este indispensabil acolo. Da. Și în situațiile respective, bineînțeles, trebuie să existe un proces de analiză, ceea ce se întâmplă în cadrul guvernului, în fiecare minister. Și să fie efectuate aceste remanieri, da, în cazul în care sunt necesare? Nu, să fie efectuate, da, în principiu pe fiecare sector, reforma instituțiilor subordonate. Bine, cu asta e clar și în principiu toți suntem de acord cu asta, dar ca unii miniștri să plece din funcție, să fie înlocuiți, cât de necesar e? Da, asta nu mă întrebați pe mine. Pentru că, până la urmă, pe lângă faptul că sunteți ministru al mediului, sunteți și cetățean al Republicii Moldova și, cu siguranță, vedeți ce se întâmplă și la ce capitole stăm un pic mai deci, prost. Deci, sincer vorbind, din, hai zic așa, fiind foarte aglomerată ca informațional, ca task-uri și așa mai departe, chiar viteza de lucru este destul de mare și ca și cetățean chiar nu prea am timp să mă uit ca idee, să observ sau ce fac, de exemplu, sau pe alte domenii sau același preț la benzină despre care vorbiți. Revenind la activitatea dumneavoastră în cadrul ministerului, veniți din societatea civilă, din domeniu. Cu siguranță aveați anumite așteptări față de ceea ce înseamnă funcția de ministru. Acum v-ați confruntat cu o realitate. În ce măsură, în această perioadă, ați înțeles cum funcționează și ați renunțat la funcția de ministru? Bineînțeles, când ești în afara sistemului, tu vezi sistemul cu alți ochi. Când ești în sistem, tu deja vezi, bineînțeles, dintr-o altă perspectivă, vezi în realitate cum se întâmplă lucrurile. Și cum se întâmplă în realitate? Sistemul este greoi, el este foarte inert, lucrurile nu se mișcă cu viteza cu care ai fi vrut să se miște, că birocrația este lentă, ea în primul rând presupune foarte mulți oameni și, bineînțeles, toți acești oameni, fiecare om are câte o opinie.
Și orice inițiativă, orice idee trece prin tot filtrul ăsta de opinii, pe lângă opiniile din exterior care sunt. Și încep procesele astea de, într-un fel, de negocieri sau nu neapărat negocieri, dar, mă rog, când stai și cântărești ce și cum, trebuie să iei în considerație, poate, fiecare opinie. Nu, multe chestii, de exemplu, care se aruncă în spațiu, dar nu neapărat că au substrat, nu au, hai zic așa, argumente pe acest sens. Și toate chestiile astea multe și mărunte, ele iau foarte mult timp. Și iată, înțelegând asta, în ce măsură ați renunțat la funcția de ministru și ați revenit în societatea civilă, unde făceați proiecte, unde făceați acțiuni, da, și erau, da, vizibile aici, acum, și nu era atât și de multă birocrație și atât, da, de mulți oameni. Și era viteza mai... cel puțin te concentrai pe niște chestii, hai zice, nu la scară mare, la scară mică, dar vedeai mai concret ce faci. E adevărat. Ați renunțat la funcția de ministru? Sau mai credeți că puteți aduce plus valoare? Eu pot să aduc plus valoare oriunde. Eu pentru mine, adică eu să mă, pentru mine este important ca orice fac eu să-mi aducă plăcere. Și momentul funcția în care... de ministru, vă aduce plăcere acum? Asta tot spune multe. Să trecem la o situație care a bulversat opinia publică în ultima perioadă și vorbim aici, evident, despre uzina metalurgică de la Râmnița și faptul că această uzină, din câte noi înțelegem, a primit un certificat de mediu pentru o perioadă scurtă. Autorizație de mediu. Ce se întâmplă acolo, doamna Cantaragiu? Ce se întâmplă la uzină? La uzină, în general, pentru că noi înțelegem că este o uzină care dăunează mediului și destul de serios. Acum, dacă a primit această autorizație, înseamnă că s-au rezolvat problemele sau a existat presiune din partea sistemului ca această autorizație să fie emisă? Deci, trebuie să divizăm subiectul ăsta în două, pe două aspecte. În primul rând, eu țin neapărat să spun că orice activitate umană, orice, absolut, din momentul în care există om, el deja este poluator. Deci orice activitate umană, economică, respectiv, că activitatea economică tot este o activitate umană, este poluantă. Acum depinde în ce măsură ea este și asta, pentru asta se fac calcule. De fapt, în ce măsură există această poluare și în ce măsură, de fapt, ceea ce reglementează autoritățile, ele pun anumite reguli, un anumit cadru de cum activitatea ta poate să fie mai puțin poluantă, să aduc mai puțin prejudiciu mediului sau poate fi compensată. Pentru, iată, în cazul, de exemplu, emisiilor în aer, cea mai bună compensare, unde există, se plătește taxă pentru emisii și la fel se dau anumite cote de emisii cât tu poți să produci. Că orice întreprindere care arde ceva, de exemplu, generează emisii în aer. Haideți să trecem la modul practic, da, cu această uzină. La modul practic, cât de mari sunt emisiile? Sau cât de deci grav acum, e? Da, eu nu le țin minte, într-adevăr, ăsta e un registru de emisii și așa mai departe, că eu l-am văzut, m-am uitat în el, de ce el există și nu țin minte acum exact. Dar e gravă situația sau acceptabilă? Deci, întreprinderea, ceea ce pot să zic de la controlul precedent, care a efectuat o inspecție, ea s-a mai perfecționat pe parcurs, inclusiv adică, pe procesul de producție, inclusiv are un laborator foarte dotat, inspectorii cel puțin au spus că laboratorul într-adevăr este modern, privind inclusiv pe partea de monitorizare a emisiilor și inclusiv pe partea de calitatea produsului.
Uzina, bineînțeles, este, este un poluator, ca orice uzină. Și acum ceea ce vizează nemijlocit autorizația asta pe o lună de zile care i-a fost dată, i-a fost obiectul tranzacției, evident, pentru, pe de o parte, că noi aveam nevoie de curent electric la un preț, preț avantajos sau mai pentru, bun decât, mai bun decât ori, îl oferea oricine. Și, pe de altă parte, uzina voia să funcționeze. Și faptul că, de fapt, ea, noi am ridicat prin procesul ăsta de negocieri care sunt pe platforma biroului de reintegrare, am ridicat subiectul autorizării întreprinderilor din stânga Nistrului, Ministerul Mediului a ridicat subiectul ăsta încă anterior, în februarie, și a comunicat negociatorilor din stânga Nistrului că toate întreprinderile trebuie să funcționeze în baza legislației Republicii Moldova și toate trebuie să fie autorizate, fiindcă în stânga Nistrului să recunoaștem faptul că, de fapt, tot ce funcționează acolo, întreprinderile de acolo, mare parte ele funcționează sunt în afara cadrului. Da, în afara cadrului legal. Aici, când vorbim și despre atunci export, spre Uniunea Europeană și tot așa, ei trebuie să corespundă anumitor standarde, da, inclusiv standardelor naționale aici în Republica Moldova. Întrebare, eu vreau să precizez dacă înțeleg corect. Deci, această uzină a obținut autorizația pentru încă o lună, da? Da. Doar pentru ca Republica Moldova să poată să primească, da, curent electric la un preț avantajos. Da, pentru ca să, cetățenii să beneficieze de un tarif la curent electric la un preț mic. Așa, dacă n-ar fi fost această componentă a tranzacției, da, curentul electric și prețul mai mic, ea ar fi primit autorizația de mediu? Pentru că mi se pare extrem de straniu. Trebuie să fie un protocol, anumiți pași pe care trebuie să respecte, da, uzina corect respectivă ca să primească autorizația. Deci, dacă uzina respectivă nu respectă autorizația, indiferent Republica Moldova are sau nu are nevoie de un curent electric mai ieftin, nu îi se oferă autorizație. În cazul ăsta, pare foarte stranie tranzacția respectivă. Adică poate așa Republica Moldova să accepte o autorizație sau să o ofere doar pentru că îi se oferă anumite beneficii. Haideți să vorbim un pic altfel. Uzina a funcționat fără autorizație timp de 30 de ani de zile. Nimeni n-a ridicat întrebarea asta. Deci nimeni, absolut nimeni nu a pus întrebarea cum funcționează uzina metalurgică din Râbnița. Acum de ce aveau nevoie de autorizație? Păi fiindcă noi am venit la minister și am spus că legea e lege și legislația de mediu trebuie la fel respectată ca și toate celelalte legislații. Dar cum activau ei, că ei exportau? Exact, la fel activau în baza documentelor pe care le dețin. În primul rând, ei au acreditarea la ISO 14000 și probabil în baza la această acreditare, asta e un standard internațional de mediu. Deci ei s-au acreditat la... Deci acum ar fi avut nevoie? Deci merge în continuare în baza acestui standard internațional. Nu, fiindcă noi am spus că trebuie să fie autorizată conform legislației Republicii Moldova. Deci guvernele precedente au acceptat funcționarea întreprinderii metalurgice din Râbnița în felul în care era, fără să pui întrebarea cum ea funcționa, dar de ce ea nu este autorizată conform legislației Republicii Moldova? Existau interese? Cineva primea bani pentru asta? Deci, nu cunosc, mă depășește lucrurile astea, asta iese în afara cadrului meu. Deci, ceea ce noi cunoaștem pe ce noi insistăm și pe ce noi punem accent, asta e că nu contează cum se numește agentul economic X, Y, Z, de unde el se află, nu contează. El trebuie să respecte legislația Republicii Moldova. Și inclusiv pe malul drept a Nistrului avem foarte mulți agenți economici care nu se conformează legislației Republicii Moldova. Și ce facem așa, treptat, pas cu pas, unul după altul, să aducem regulă. Dar, bineînțeles, este un proces, faptul că a fost delăsat domeniul mediului și a fost, din cauza asta noi avem și o calitate proastă pe
la diferitor resurse naturale. Anume, ăsta era motivul că se accepta și se închidea ochii. Haideți să luăm punctual câteva momente de aici. Deci, termenul de valabilitate a autorizației de mediu privind gestionarea deșeurilor a fost prelungit pentru 30 de zile și această decizie a fost adoptată de către membrii Comisiei pentru Situații Excepționale. Înțeleg că asta trece pe lângă Ministerul Mediului. Da, evident că deciziile Comisiei Situații Excepționale, ele sunt ca și lege. Deci așa e conform legislației. E importantă precizarea asta. Ce se va întâmpla după ce expiră acest termen? Se va aplica aceeași procedură? Care? Tot comisia va prelungi pentru alte 30 de zile? Pentru 30 de zile este perioada scurtă. Eu nu știu ce se va întâmpla peste 30 de zile. Fiindcă am văzut ce s-a întâmplat acum. Deci să ajungem atunci și atunci se va lua o decizie. Acum, care e situația? Că, deci în baza, de ce era important să zic și am spus că subiectul autorizării întreprinderilor din stânga Nisului, noi l-am ridicat în ideea că toate întreprinderile trebuie să conformeze legislației încă în luna februarie. Pe 4 februarie când a fost acel dialog sau a grupului de lucru pe domeniul mediului cu partea stânga Nisului. Și în contextul respectiv, ulterior, deci întreprinderea depusese o cerere pentru obținerea a două autorizații. Știm că a fost atunci o procedură. Deci faptul că pentru prima dată, și asta am zis, că mergem doar așa cum scrie legea, da? Doar cu vizită oficială a inspectorilor și asta s-a realizat la întreprindere. Dar nu știți ce va fi pe viitor? Nu, habar nu am. Și respectiv în baza acelei analize și documentelor pe care le-au prezentat, asta este un control de informare. Este foarte important de spus că controlul în procesul de obținere a autorizației se face un control de informare a Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Ce înseamnă asta? Ei iau documentele prezentate de agentul economic, se deplasează la fața locului și verifică dacă ceea ce scrie în documente corespunde cu realitatea. Nu umblă cu... Nu este un control tematic sau un control ăsta de respectare, hai să zic așa, a întreprinderii, a prescripțiilor sau recomandărilor care sunt în autorizații. Și ulterior, în baza acestui control și avizului dat de inspectorat, Agenția de Mediu face în baza documentelor toate chestiile astea. Deci, și spune, de exemplu, care e cota de emisii pe care tu ai dreptul să o emiți, care este plata pentru poluarea mediului pe care trebuie să intrăm foarte mult. Asta e foarte important, pentru că se face foarte multă speculație în spațiu public. Și ce a arătat subiectul, această vizită de informare? Păi, asta și în urma acestei vizite a fost, deci, dat refuz de eliberare autorizației întreprinderei cu un set de recomandări unde i s-a spus, deci, ce îi lipsește? Îi lipsea, de fapt, la partea de documentație mai multe aspecte, da? De exemplu, erau niște chestii, de exemplu, registrul de inventariere a emisiilor. Era unul nu după conform tabelului sau formularului care e scris la noi în legislație. Ei era... au rezolvat aceste probleme și deci, doar după aia le-a fost prelungit? Nu. Deci, asta. Mai departe, ține de el la latitudinea agentului economic dacă vrea să remedieze aceste neconformități și să depună cererea din nou sau nu. Acum, decizia precedentă CSE a spus în felul următor, că se acceptă această, cum zic, eliberarea acestei autorizații termen 30 de zile și pune, într-un fel, condiția agentului economic să remedieze aceste neconformități. Acum, agentul dacă economic... a remediat sau nu, ne spuneți după o scurtă pauză de publicitate. Vă rog să păstrați acest gând, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă.
Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate în locul nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Синтеза cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии, за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate în locul nostru. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum.
știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Am revenit în direct la emisiunea Freedom. Vă reamintesc întrebarea pentru televoting. Astăzi am vrea să aflăm dacă veți renunța la mașinile personale din cauza scumpirii carburanților. Transmiteți SMS la numărul 3280 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Iar noi continuăm discuția cu ministra mediului, Iuliana Cantaragiu. Doamna Cantaragiu, vorbeați despre ce se întâmplă la uzina metalurgică din Râmnița. Înțelegem că le-a fost refuzată autorizația pentru că au fost anumite puncte care trebuiau să le facă și acum ei au înaintat din nou cererea. Da. Asta înseamnă că au rezolvat problemele sau urmează să analizați? Sau deci urmează să analizăm. Deci urmează procedura de la zero. Da? Teoretic, pur teoretic, zic, probabil dacă au depus din nou cererea, probabil că au remediat asta, neconformitățile cum... așa cum a fost scris în scrisoarea de refuz. Nu știu, asta pur teoretic. Dar procedura începe de la zero, de la început. Cererea se examinează, documentele se examinează, se transmit din nou la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Ulterior, pe iarăși platforma biroului de reintegrare, că solicităm tot timpul asistența lor, pentru a facilita dialogul și să vedem dacă asta e posibil din nou să meargă echipa în control. Deci procedura începe de la zero și se examinează din nou toată documentația așa cum prevede legislația. Și orice, ca să fie foarte clar, orice o autorizație privind autorizația privind emisiile în aer, asta presupune și la pachet vine și plata pentru poluarea mediului. Se, asta, dacă condiții pentru agenții economici, când se eliberează o astfel de autorizație, sunt scrise care sunt cotele de emisii, ce fel de emisii pot face și în ce mărime și respectiv care sunt care este suma pe care trebuie să o achite. Și ei pentru... unde ar achita? În bugetul regiunii Transnistriene sau a Republicii Moldova? În bugetul Republicii Moldova, așa cum prevede legislația Republicii. Noi trebuie să recunoaștem că uzina metalurgică moldovenească din Râmnița este una dintre principalii contribuabili la bugetul regiunii Transnistriene, deci contribuie la separatism, ceea ce avem acum. Era și cifra și veniturile anuale care se ridică la ordinul sutelor de milioane și nu de lei, dar când această uzină va achita impozite în bugetul de stat al Republicii Moldova și nu în bugetul separatismului, să zicem așa? Deci, de celelalte impozite, eu nu, adică nu sunt persoana care pot să mă pronunț, dar vă zic, astea de mediu, plată pentru poluarea mediului, achitările astea trebuie să fie odată cu, după ce este eliberată autorizația. Deci, asta este o condiție, e o condiție obligatorie. Deci ea vine la pachet. Altfel, autorizația nu își... Dar ar fi venituri considerabile? Mie mi-este dificil să zic care este, care ar fi suma, fiindcă suma este în funcție de emisii și în funcție de ce fel de emisii sunt. Că sunt anumite calcule, este o formulă. Fiecare întreprindere, de exemplu, termoelectrica, ea tot achită anumite sume în funcție de emisiile pe care le generează sau, nu știu, practic majoritatea întreprinderilor care au emisii în aer și au astfel de autorizație, asta vine obligatoriu la pachet. Eu vreau să punctăm la acest subiect. Iată, am găsit conform unui raport al pretinsului minister al regiunii Transnistrene, la sfârșitul anului 2021, vânzările uzinei metalurgice moldovenești au fost de peste 432 de milioane de dolari.
Asta este o sumă enormă și impozite, dacă ar fi achitate pe această sumă, ar ajunge o sumă frumoasă în bugetul Republicii Moldova. Dar deocamdată banii ăștia merg în regiunea transnistreană. La această etapă, puteți să ne spuneți dacă uzina metalurgică va primi această autorizație pe o perioadă îndelungată? Deci, categoric nu pot spune la această etapă ce se va întâmpla. Deci, agentul economic a depus cererea însoțită cu documentele anexate, cum prevede legea deșeurilor, articolul 25, și cum prevede legea privind protecția aerului atmosferic, tot articolul 25, 26, pe acolo. Deci a atașat documentele astea. Ce se va întâmpla în proces, nu pot spune acum absolut deloc, fiindcă este un proces din nou birocratic care urmează să-l exercite fiecare autoritate responsabilă. Adică agenția de mediu examinează, ulterior transmite către Inspectoratul pentru Protecția Mediului documentele și urmează să fie efectuat un control. Dacă se va merge pe aceeași formulă, cum în sens va fi facilitat acesta de către biroul de reintegrare și va fi acordat permisiunea de a efectua acest control și în siguranță și mai departe, și dacă nu va fi acordat permisiunea, înseamnă că noi considerăm că procesul este, nu poate fi dus până la capăt și atunci iarăși îl suspendăm până lucrul ăsta nu se va întâmpla, dacă perioada de suspendare maxim poate dura până la 90 de zile conform legislației. Dacă timp de 90 de zile lucrul ăsta nu se va întâmpla, înseamnă că iar merge refuz, că noi n-am reușit să ducem până la capăt procesul. Și asta înseamnă că ei vor stopa activitatea sau pot continua să lucreze în condițiile cum au lucrat 30 de ani până acum? Probabil interesul și a întreprinderii a fost că să obțină autorizația, urmarea acțiunilor pe care noi le-am întreprins până acum, în ideea, iarăși, de implementarea legislației de mediu, și i-a fost mai dificil, într-adevăr, să activeze, chiar și activitatea întreprinderii a fost întreruptă, fiindcă nu mai mergea, nu avea suficientă materie primă pentru... Da, știm că materia primă vine din România, dacă analizăm investigațiile jurnalistice. Da. Acum avem și imagini de la această uzină, în principiu este foarte clar cu ce se ocupă acolo. Vreau imagini simbol, evident. Vreau să trecem mai departe, avem alte câteva subiecte. Vorbeați în această perioadă, vorbeam și despre faptul că este Ziua Mondială a Mediului, 5 iulie, marcată inclusiv în Republica Moldova de mai mulți ani. Multe activități nu s-au prea făcut pentru că nu vedem schimbări, dar acum vorbeați despre anumite priorități și una dintre priorități era zero deșeuri. Da. Colectare separată, reciclare, prevenirea formării deșeurilor și recuperarea resurselor naturale. Sunt atât de frumos. Da. Pe foaie, la modul practic, când se va întâmpla asta, doamna Cantaragiu? La modul practic, putem spune cu certitudine că sunt reciclatori și astăzi în Republica Moldova. Noi doar că vrem să creștem, într-adevăr, rata de reciclare, de valorificare a deșeurilor, care poate fi și prin reciclare și valorificare energetică în același timp, inclusiv compostare, captare de biogaz și așa mai departe. La modul practic, Republica Moldova a contractat un credit de la BEI de 100 de milioane de euro și acum suntem practic pe ultima fază de discuții cu Berdu pentru a încheia încă un acord de 25 de milioane de euro pentru a începe implementarea acelei strategii de gestionare deșeurilor care trebuie să ducă într-un final, peste o anumită perioadă de timp, ca să nu se întâmplă mâine, la ceea ce numesc eu zero deșeuri, în zonele 5, 1 și 8, asta e, Republica Moldova este împărțită în 8 zone de gestionare deșeurilor și la modul practic, în perioada următoare, putem începe construcția infrastructurii primare, asta înseamnă colectarea deșeurilor de la om de acasă,
de, prin tomberoane sau de la punctele de colectare a deșeurilor și ulterior transportarea lor, sortare. Dar apropo despre această sortare, oamenii sunt extrem de nemulțumiți. În Chișinău avem multe locuri unde se face sortarea asta. Vine o auto specială, ia toate deșeurile, le pune în același loc și merge și cineva face asta manual repetat. Da. Care este logica acestei sortări? Nu este logică. Din acest motiv, în discuțiile pe care le-am avut, de cele s-au lungit cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, că studiul de fezabilitate, care este pentru zona 5, și respectiv replicată și pe celelalte, presupune într-adevăr același lucru, adică sortare pe mai multe fracții. Și aici eu am insistat, într-adevăr, să schimbăm modelul de colectare de la sursă, reieșind din spațiul cultural pe care îl avem noi. Da? Fiindcă de ce face, se întâmplă lucrul ăsta în Chișinău și nu numai în Chișinău, se face în București, se face exact la fel, fiindcă teoretic, pe hârtie, sună bine și sună tare inspirațional, într-adevăr, dar pentru asta foarte mult contează ca și oamenii, de fapt, cei că generatorii de deșeuri, să sorteze la sursă cât mai mult posibil. Și atunci se acumulează cantități de fracții separate, suficient de mari pentru ca economic să fie justificat. Altfel asta bate la factură. Și atunci, într-adevăr, oamenii noștri, o parte din ei sunt gata să facă acest lucru. Eu fac lucrul ăsta de mulți ani, chiar dacă știu și pe mine tot mă nemulțumea și în final am aflat că ei oricum reciclează, deci nu se îngroapă la țânțăreni, ceea ce este deja foarte bine. Dar fac repetat aceeași muncă. Dar fac exact, repetat același lucru, muncă, fiindcă nu toți vecinii mei fac același lucru pe care îl fac eu, de exemplu, ca să fie mai clar așa. Deci trebuie atunci, partea asta educațională, da? Absolut. Informăm cetățenii ca să o facă și, corect. Da, și procesul educațional el durează mulți ani și de asta am zis că mergem pe colectarea pe trei fracții în mare parte. Deci umed și uscat. Într-un fel separăm tipurile de deșeuri și sticla aparte, fiindcă iară e și periculoasă dacă se sparge la sortare să nu se taie. Și învățăm inițial oamenii noștri cel puțin să separe în felul ăsta și atunci cu fracția în ideea că poate vom reuși să colectăm fracția organică mai mult ca să o compostăm. Să am înțeles. O altă prioritate, din câte înțeleg, a Ministerului, calitatea bună a apei. Și aici vorbim, evident, despre o sursă de apă, cum este râul Nistru, care este poluat și inevitabil mergem cu gândul, știu că aveți o relație specială cu Soroca și acolo în continuare avem, da. Nu există o stație de epurare. Se va construi. Când se va construi această stație de epurare și la această etapă noi înțelegem corect, deci canalizarea merge practic în râul Nistru. Da, lângă cetate. Într-un final apa din râul Nistru ajunge la robinet aici în Chișinău și nu doar în Chișinău. Da. Deci, se va construi în viitorul apropiat. Tocmai am votat în guvern acordul privind de împrumut între Republica Moldova și Fondul Internațional de Investiții, da? La ședința precedentă, dacă nu greșesc. Ce înseamnă timpul apropiat, doamna Cantarage? Asta înseamnă că în 3 ani de zile municipiul Soroca va avea stație de epurare. Funcțională. Ea va fi mai nouă, avem unele care au fost construite, da. Dar nu au fost date în exploatare din vari motive. Deci în 3 ani, cetățenii de zile, acolo. Da, va fi stație de epurare nouă, funcțională în municipiul Soroca. Acum, dacă ea va fi funcțională pe termen lung, asta depinde doar de autoritățile publice locale din municipiul Soroca. Cum o să o întrețină? Aici, da. Am înțeles. Care sunt costurile pentru construcția acestei... Estimativ, dacă nu greșesc, acum, deci studiul de fezabilitate spune la 11 milioane de euro, dacă nu greșesc.
11 sau 10 milioane. De ce până acum acest lucru nu a fost făcut? Nu erau dornici să investească? Pentru că s-a făcut foarte multă politică din subiectul stației de epurare Soroca. Nu, factorii de decizie la nivel local și la nivel central nu știau cui să-i se construiască monument. Asta e tot. N-a fost... Pentru ce? Pentru că... Nu, pentru faptul că au construit stații de epurare. Deci, probabil, am ajuns la etapa când, chiar dacă suntem din, din partide diferite la guvernare și, în Soroca, da, la funcția de primarul din municipiul Soroca, am ajuns ambii la maturitate, că nu contează de unde venim și din ce partide venim, dar e cazul să fie construită stație de epurare. Sună totul atât de simplu și foarte straniu. Absolut. Că timp de 30 de ani 30 de ani, nu, 30, 20. 20, da. Doamna Cantaragiu, vorbim despre o situație, nu știu cât de mult ține de Ministerul Mediului, dar care a bulversat opinia publică în ultima perioadă, ceea ce se întâmplă în municipiul Chișinău și acești copaci care parțial sau integral sunt uscați și știți foarte bine o creangă care a căzut peste căruciorul unde era o fetiță și fetița a decedat. Da. O tragedie pentru această familie. Care este rolul instituțiilor ce țin de mediu? Da. Deci în ceea ce ține de domeniul mediului, evident, autorizarea, deci procesul ăsta de autorizare a tăierilor sau activităților silvotehnice care trebuie să se exercite în parcuri, în spații verzi, în păduri și așa mai departe, asta ține într-adevăr de domeniul, reglementarea în general, tot cadrul normativ ține de domeniul mediului. Noi, de fapt, și îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat. E o tragedie pentru toată lumea, e o tragedie pentru părinți, în primul rând, și nu i-ai dorit niciunui părinte să se întâmple așa ceva. Și aici vorbim despre un parc unde e evident că acolo ies părinți cu copii. Și... Evident. Întreținerea mai departe a spațiilor verzi ține strict de responsabilitatea proprietarului de teren, să zic așa, inclusiv cum și în păduri, iarăși ține de întreprinderile silvice care gestionează acest spațiu și mai departe. Și solicitarea de autorizație vine de obicei de la cel care deține acest spațiu verde. Acum, bun, dacă mergem punctual, Agenția de Mediu a eliberat autorizațiile conform solicitării de către întreprinderea spații verzi din municipiul Chișinău. Dar... oricum, pentru noi a fost, ca cei care elaborăm cadrul legislativ, e o lecție și am inițiat chiar astăzi, dacă nu greșesc, trebuia să plaseze deja. Am inițiat procesul de revizuire a modului cum se eliberează autorizațiile, reieșind din constrângerile chiar pe care le avem, că numărul de cereri, noi autorizăm foarte multe și probabil trebuie să mai degajăm din acest proces, fiindcă numărul de cereri pentru tăieri excede numărul de personal care poate procesa aceste cereri și ziceam chiar trebuie să avem abordări diferite, cel puțin asta a fost indicația mea, referitor la curățiri. Că în cazul respectiv era o chestie de curățire a arborilor și atunci ea nu trebuie să fie, din punctul meu de vedere, și colegii erau de acord că nu trebuie să existe, să autorizăm curățirea arborilor și inclusiv la drumuri când sunt și inclusiv în intravilan, în spațiile verzi. Deci astea sunt niște lucrări absolut normale. Dar în cazul ăsta putea fi prevenită situația? Responsabilitatea cui este? A Agenției de Mediu sau totuși a spațiilor rând, verzi? În primul rând, responsabilitatea, eu am menționat chestia asta, a proprietarului spațiilor verzi, asta este, în cazul dat, asociația sau cum se numește, întreprinderea spațiilor verzi. Să examineze tot timpul, să nu uităm, da, și de faptul că chiar cu o zi înainte de acea tragedie a fost și o furtună
Și Hidrometeo a transmis semnalul de cod galben de furtună, asta a fost vânt foarte mare, care mai slăbește crengușul, așa, și probabil trebuia respectiv inspectarea de către spațiile verzi, care să fie efectuat repetat. Permanent, pentru că de ce v-am întrebat acest lucru? În principiu s-a vorbit atât de mult despre cazul dat și autoritățile se activizează atunci când se întâmplă o tragedie. Da, e adevărat. Și după aia iarăși se liniștește absolut totul și iarăși se întâmplă o tragedie și iarăși se repornește discuția pe acest subiect. Acum am vrea să fim siguri că s-au luat măsuri și că s-a pornit procesul. Noi am elaborat, deci de fapt procesul de revizuire a cadrului normativ privind tăierile noi îl inițiasem mult mai anterior, într-un alt context, în ideea de a diminua tăierile abuzive din fondul forestier. Fiindcă ele vin la pachet, asta e legea regulii. Și ele oricum continuă. Da. Continuă, dar nu în același ritm și proporții. Adică a soluționat o problemă, dar a creat... Deci noi, cadrul normativ, de ce zic? Noi am inițiat acest proces, el nu este... Sunt diferite opinii, să zic, în sistemul birocratic. Probabil sunt și oameni care au interese de a păstra lucrurile așa cum ele sunt și atunci tot timpul te confrunți. Și noi aveam o anumită, cum zic, viziune până s-a întâmplat tragedia asta, referitor în general la această gestionare a procesului de autorizare privind tăierile. Și din păcate, da, a fost ce s-a întâmplat și am zis că trebuie să accelerăm acest proces și să venim cu cât mai repede, cu într-adevăr cu modificări și ele deja, cum am spus, sunt deja plasate pentru consultare publică și mai avem doar foarte puțin timp până la final și încă una dintre priorități pe care ați anunțat-o în cadrul Ministerului, împădurirea circa 100.000 de hectare de păduri, adițional la cele 320.000 de hectare existente. Și apare evident o întrebare, ce se întâmplă în general în acest domeniu în Republica Moldova anual, cât de multă pădure se fură și se taie ilegal? Aveți statistici? Noi împădurim, încercăm să rezolvăm problema, dar pe de altă parte avem unii șmecheri care merg și taie păduri neavând nevoie de autorizație. Deci, nu, ei taie autorizat. Asta este și șmecheria, de fapt. Și de asta este foarte greu să spui, statistici nu se fac. Dacă s-ar contabiliza, atunci ai ști, ele ar fi autorizate. Cum adică taie autorizat? Deci taie, cum? Am descoperit cum, care e schema în tot procesul ăsta. Deci în momentul când întreprinderea silvică solicită, depune cererea privind autorizația, obținerea autorizației privind tăierile pe care vrea să le execute parcursul unui an, ea scrie în principiu care este volumul de masă lemnoasă pe care vrea să o recolteze în funcție de măsurările sale. Și foarte des, de fapt, se minte la grosimea, la diametrul tulpinii sau la numărul de arbori. Fiindcă ulterior, din nou, ce se întâmplă în procesul ăsta? Se depune la Agenția de Mediu cererea cu documente și mai departe, documentele însoțitoare, de obicei planul de amenajare. Așa, și după care Inspectoratul pentru Protecția Mediului merge și verifică în teritoriu. Dar având în vedere volumul foarte mare de documente care trebuie să le verifici și numărul foarte mic de inspectori pe care îi avem, practic procedura este că inspectorul verifică circa 5% din tot volumul. Și anul trecut am spus că pentru noi asta este prioritate, și respectiv să se meargă să se verifice de facto, că nu întotdeauna se verifica de facto, la fața locului. Și atunci când mai multe ocoale silvice depășește, pe hârtie scrie una, dar în realitate e altceva, toate documentele se întorc înapoi. Și tot așa. Și asta am descoperit că, de facto, în realitate, de exemplu, scrie că făcusem și o postare, de exemplu, în
Ocolul Silvii Bobeica, da, din raionul Hâncești, din întreprinderea Silvică Hâncești. Erorile erau așa de mari că dacă ar fi vândut, ar fi făcut tăierile și îi se eliberează autorizația și du-te și ghicește că copacul ăsta, atât trebuia să fie tăiat sau nu. Și dacă ar fi vândut, ar fi fost efectuate acele tăieri și ar fi fost vândută masa lemnoasă necontabilizată, oamenii, respectiv pădurarul, șeful ocolului Silvic și așa mai departe, ar fi încasat la 2 milioane de lei. Doar dintr-un ocol Silvic. Și asta admiteți și... că se întâmplă în mai multe locuri. Noi trebuie să facem o emisiune separată despre schemele pe care le folosesc pădurarii sau cei care sunt în acest domeniu și nu doar ce ține de tăierile ilicite, dar și braconaj. Din păcate, timpul a ajuns la final. Doamna Cantaragiu, mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici. Vă aștept cu mare plăcere și pe viitor. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Urmează cea de-a doua parte a emisiunii Freedom, unde discutăm cu alți invitați despre scumpirile din ultima perioadă, în special a carburanților, dar și noua conducere care urmează probabil să fie instalată la Procuratura Anticorupție. Rămâneți alături de noi! Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărdici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la te rog, nu Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchiei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică, la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлей Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu.
Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e de la telegrafie. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate. Am revenit la Freedom. În cele de două ore discutăm despre noile majorări de prețuri, în special la carburanți, dar și situația de la Procuratura Anticorupție. Și aproape de finalul emisiunii vom discuta despre perchezițiile la PSRM și dosarul ce ține de Igor Dodon. În această oră avem alți doi invitați. Este vorba despre domnul Iurie Reniță, ambasador al Republicii Moldova în România între 2010 și 2015 și ambasador la NATO în 2016. Domnule Reniță, bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Și domnul Ian Lisnevski, politolog, care avem deja o tradiție. Veniți destul de des la noi, bună seara și bine ați venit, domnul Lisnevski. Zic să începem cu cel mai de actualitate subiect. Până la urmă am văzut că cetățenii sunt foarte nemulțumiți de aceste noi scumpiri, în special la carburanți. Ați văzut că de mâine prețurile vor fi reactualizate. ANRE-ul a anunțat azi aceste majorări. Domnule Reniță, ce se întâmplă? Care sunt cauzele? Pentru că unii cetățeni spun că e responsabilitatea guvernării, alții spun că la nivel mondial se întâmplă acest descurs. Dumneavoastră veți renunța la mașina personală? Da, eu am alimentat-o și mă strădui, trebuie recunosc că să conduc mai puțin. Ceea ce mă încadra în 800-900 de lei un plin, astăzi e 1600-1700 și evident că marchează profund toți cetățenii, inclusiv și pe mine. Nu este un moft a cetățenilor sau o chestiune politică de nemulțumire, este o tristă realitate ceea ce se întâmplă cu prețurile. Și a da vina pe factorul extern, exclusiv, e o mare eroare și e o veche abordare, să zic așa, cu profundismul dovenesc. Că toate guvernele în 30 de ani de zile n-au făcut nimic, noi, iată, am venit de un an de zile și noi facem și o să facem, adică nu este o abordare responsabilă pe potriva unor factori decizionali. Este o simbioză categoric, nu putem neglija faptul că s-au majorat prețurile incredibil în lume, inclusiv urmarea războiului, a agresiunii rusești în Ucraina, dar lucrul acesta, uitați-vă că afectează și țările din imediata noastră apropiere. Uitați-vă și România, găsesc și alte țări a Uniunii Europene sau chiar și în Ucraina, care suportă consecințele unui război barbar și nu e situația, inflația ajunge peste 30. Acuia cred că a zburat și mai mult deja. Ați văzut explicația doamnei prim-ministru? Bun, eu profund rămân, trebuie să recunosc că de profunzimea
abordărilor doamnei prim-ministre este, să știți, atât de profundă că nu știu, nu sunt sigur că și dumneavoastră înțelege. N-aș vrea să fiu malițios că înțelegi ce vorbește, că suntem înconjurați de Ucraina sau dacă vorbim prețurile, dar nu numai acestea. Eu i-aș sugera foarte, așa, sincer, totuși să se mai pregătească când iese în spațiu public înainte de a scoate, fiindcă cele pe care le emite și în multe cazuri erorile impardonabile au un impact foarte neplăcut pentru cetățenii noștri. Dar revenim la prețuri. Vreau să-l implicăm și pe domnul Lisnitsky. Dar revenim la prețuri și vreau să spun că în mare parte, după mine, și n-aș spune că sunt mare expert pe domeniul economic, dar lucruri mult prea vizibile, încă persistă multă incompetență în actuala guvernare și în actualul guvern și trebuie să recunoaștem sincer, prețurile au saltat atât de mult și urmare a incapacității de a administra și a managementul chestiunilor curente. În mare parte și datorită faptului că mulți miniștri, șefi de agenții inclusiv, sunt veniți cu ghiozdanele pe la guvern, model de ăsta, știți, ONG-ist. Dar asta nu este obligatoriu rău. Nu. O viziune mai modernă, dacă vine suflet tânăr. De acord. Și n-am nimic împotriva ONG-iștilor. Ești tare puternic când ești ONG-ist, fii atât de tare și puternic și când ești ministru. Sau demonstrează că tot aceeași competență. Dacă rămâi doar la nivelul declarațiilor, cum ești la ONG, îți permiți orice și nu porți nicio responsabilitate. În guvern, și vă spuneam chiar la începutul emisiunii, în guvern, când ai o funcție ministerială sau una guvernamentală, tu deja ești responsabil pentru politica statului în domeniul respectiv și nici de cum a partidului care te-a plasat acolo, fiindcă se identifică, există un mare pericol și în actuala guvernare, trebuie să o recunoaștem, partidul se identifică cu statul. Haideți că la asta o să ajungem, domnule. Statul este absolut diferit. Vreau să le reamintesc și telespectatorilor, dar și dumneavoastră care sunteți prezenți aici, avem și un televoting tradițional, întrebarea zilei de astăzi sună în felul următor, vedeți pe ecran, dacă veți renunța la automobil din cauza scumpirilor carburanților. Transmiteți SMS la numărul 3280 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Avem deja rezultatele după prima oră de votare afișate pe ecran. 64%, iată, domnule Reniță, ar renunța la mașină din cauza acestor scumpiri. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, domnule Lisnevski. Lăsați mașina... Întrebare foarte interesantă, acasă. Dar iarăși este o întrebare sau o rezolvare, e posibilă rezolvarea în ghilimele a problemei, pentru că da, să leși mașina acasă nu este o problemă, pentru că va trebui să chemi taxi sau iei altă mașină. Cu transportul public. Bine, în oraș, da, cu transportul public, dar mai departe este, va fi complicat. Mai mult că atât, aici sunt foarte multe lucruri interesante, pentru că da, majorarea prețelor afectează cetățenii, da? Și așa înțeleg că astăzi va trebui să apăr guvernarea, da? Evident, există două păreri, da? Așa zicem că unii zic că totuși este influențat din exterior, alții zic că este responsabil totuși guvernarea. Trebuie să înțelegem că, da? Pentru că în Republica Moldova noi ne-am deprins că este o viziune corectă și una incorrectă. Nu este astfel de rezolvare problemei, pentru că sunt două viziuni diferite, care ambele pot fi corecte și ambele incorrecte. Evident, suntem afectați de tot ce se întâmplă. Și aici nu este doar vorba despre război, despre criza energetică, despre criza mondială. Evident, a afectat și războiul cu schimbarea logisticei. Dar evident că este necesar ca și guvernarea să vină cu unele măsuri anticrize, cu unele măsuri cu scurtă de durată, de lungă durată. Problema este că e foarte ușor să guvernezi atunci când este pace. Pacea am în vedere și la capitolul de criză. Pentru că ai timp să faci acele reforme, să ai timp să vii cu unele proiecte, cu încercări. În perioada de criză, acest timp tu nu ai. Trebuie să vii imediat cu rezolvarea acestei probleme. Mai mult ca atât, este important să vii cu comunicarea corectă.
proiecte din partea guvernării, da? Și aici ați discutat că comunicarea cam este la un nivel destul de mic din partea guvernării, da? Sau se bâlbâie, sau are ceva altă în vedere, da? Pentru că, iarăși, putem să găsim scuză, da, și la doamna prim-ministru că a avut în vedere că de fapt toată logistica din lume, da, venea prin Ucraina, mai puțin din România, de ce suntem afectați. Este, adică politic sau din punctul de vedere tehnologiilor politice, noi scuze putem să găsim, dar aceste scuze nu lucrează la societate, pentru că societatea așteaptă rezolvările problemelor. Dar iată cum să rezolvăm problema scumpirii carburanților, pentru că vreau să fac trimitere și la cifră, la cifre. Prețul la motorină a trecut de 29 de lei, adică mâine vom vedea acest preț afișat. ANRE informează că și pentru 8 iunie se prevăd scumpiri, asta respectiv ziua de mâine. Deci benzina se scumpește cu 39 de bani, motorina cu 64, prin urmare benzina va ajunge să coste la pompă 32 de lei și 59 de bani, iar un litru de motorină va costa 29 de lei și 30 de bani. Eu nu știu când au fost aceste prețuri, poate aveți o memorie... Nu, Iarăși, cred că e bine să mai tragem o privire ce se întâmplă și în alte țări. Înțeleg foarte bine că bugetul, banii cei mai mulți de pe prețul, cât e mai mare prețul la motorină, la benzină, cu atât vine banul mai mare de pe TVA și alte în buget. Dar, iarăși, nu poți să, în momentele critice și o guvernare responsabilă nu lasă într-o situație dezastruoasă, în primul rând. Hai că nu oprim ora și ne mai mișcăm și chiar e bine să mergem mai mult pe jos. Dar cu agricultorii, fermierii, cu restul care îi afectează în modul cel mai dramatic. Poți să joci, să echilibrezi oarecum, să manevrezi în această perioadă și... să zic că păturile sociale mai defavorizate, chiar inclusiv și fermierii, și nu mă refer la granguri care dețin concerni întregi agricole, dar la fermierul care are câțiva hectare de pământ, un tractoraș și sunt puși în situații foarte complicate. De aceea, după mine, cred că iarăși posibilități ar să exista. Și am înțeles că s-a identificat în România, guvernul de la București a identificat o soluție oarecum de a stopa și de a-și prelua o parte, de a mai reduce din TVA-ul cea la jocul ăsta, a sta ferm, a te înțepeni într-un moment critic, fără de a mai da un mesaj și de a manifesta mai mult flexibilitate. E necesară flexibilitatea și chiar abordarea mentală trebuie să o mai pui în mișcare. Nu te-ai înțepenit, ci stai, domnule, dai vina exclusiv pe factorul extern. Păi da, vedeți argumentul, inclusiv a guvernării sau a celor care sunt în Parlament, că la nivel mondial se întâmplă aceste scumpiri. Aveam mesaje inclusiv la cei din Statele Unite care spun că au și ei scumpiri care nu s-au mai atestat istoric. Dorine, dar hai să facem și să fim sinceri și onești. Care este salariul unui funcționar în Statele Unite Americii? Care este salariul în Uniunea Europeană și care este salariul inclusiv și în România? A unui funcționar de stat, să admitem, este de 4 ori mai mare, inclusiv pornind de la pensionari. Este de 4 ori, doar eu exemplu, în România. Dacă s-a echivalat prețul, da, am în vedere la motorină, la benzină, nu mai vorbim la produsele agricole, iar în Republica Moldova, la unele produse agricole, sunt chiar cu mult mai mari decât în țările Uniunii Europene, inclusiv și din România. Păi atunci intervenția statului e un element cam mai coercitiv, dar se impune. Să știți că nu e vorba să revenim la socialism sau comunism, dar în situațiile de criză, evident că sunt necesare unele retușări și unele flexibilități, pe care, din păcate, nu le vedem la actuala guvernare. Dar cel mai grav, domnule Reniță, și cu siguranță o să fiți de acord, deci am văzut prognozele experților în domeniu care spun că aceste scumpiri vor continua, adică nu se va opri totul aici și cetățenii trebuie să fie conștienți inclusiv de acest lucru.
Dar autoritățile, ar fi soluția și pentru Republica Moldova să micșoreze acest TVA, adică să meargă mai puțin bani în bugetul de stat și cetățenii să plătească mai puțin? N-aș vrea să, cum spune, să dereglez, să distorsionez un mecanism care funcționează, dar cred că mai multă flexibilitate s-ar impune. Și ziceam, este exemplul României, exemplul Bulgariei sau altor țări din preajma noastră, inclusiv chiar și din Ucraina, care poartă un război barbar din partea Federației Ruse. Așa că, după mine, și spuneam și la începutul emisiunii, este o simbioză între factorul intern și extern. Dar factorul intern, de păcate, lasă amprentă mult prea adâncă cu elemente de incompetență. Domnule Lisnevski, vorbind despre impactul politic asupra actualei guvernări, aceste scumpiri, mulți le asociază cu un grad scăzut de competență a autorităților. Din perspectiva politologică, da, care ar fi influența asupra PAS-ului? Bine, influența este destul de mare, pentru că, evident, nicio guvernare nu vrea să fie asociată cu astfel de prețuri sau cu creșteri zilnice. Evident, sunt total de acord, pentru că guvernarea în perioada de criză este obligat și iarăși noi vorbim despre unele exemple din alte țări europene, adică guvernarea putea să facă bine pe lângă aceste cercetări și o proprie cercetare mai profundă, cum este posibil de a stopa acestea creșterea prețelor nu doar la combustibil, la energie electrică, pentru că sunt foarte multe factori. Alte țări au luat în calcul toate aceste lucruri, au intervenit, au stopat creșterea prețelor, prețul nu este atât de mare. Alte țări au luat la armament diplomația, au avut posibilitate totuși să se înțeleagă ce ține de gaze naturale, da, cu alt preț. Aceste lucruri sunt pe termen scurt. Rezolvarea problemei pe termen scurt. Pe termen lung, evident că trebuie să fie o strategie de a găsi alternative, de a găsi posibilitate în țară de a produce, da, energie. Poate nu atât de posibil, da, pentru a alimenta o țară întreagă, dar un sat măcar, da. Și astfel de proiecte sunt foarte multe în Republica Moldova, doar să dea posibilitate. Mai mult ca atât, iarăși, trebuie să ne gândim și la investiții, pentru că prețurile cresc, da, este ok. Noi putem asta să înțelegem atunci când și veniturile... Ați dat exemplu Statele Unite, dar când și Statele Unite, Israelul, Turcia, dar când și veniturile cresc, pentru salariile. Salariile, adică, dar evident, salariul minim când va fi 2000 de euro, un cetățean simplu va putea să permită așa combustibil. Va avea aceeași capacitate de dar, plată. Dar uitați-vă, aceste strategii nu sunt populare, da, la momentul dat. Pentru că chiar să luăm exemplu Israelul. Data trecută am dat exemplu Turcia, care a deschis piața economică pentru businessmani din Rusia. Acum Israelul, care din Federația Rusă au venit bine refugiații, oamenii care au plecat. Și acum au peste 300 de milioane de dolari veniți din Federația Rusă. Iarăși, au deschis piața pur și simplu pentru bani. Asta ar trebui să facă și Republica Moldova. Haideți să înțelegem. Probabil. Deci, e o soluție? Bine, investițiile întotdeauna e o chestiune absolut necesară și o soluție bună. Eu vreau să vă atrag atenția, vorbiți că prețurile, că nu avem bani la buget. Bine, de ce subvenționăm în continuare regiunea transnistreană? Ce credeți că impactul subvenționării, sponsorizării regiunii transnistrene sub aspect economic, ne obținem niciun cent în bugetul de stat. Vedeți, exemplu clasic, se aduce motorina, benzina din România, este trecută prin Republica Moldova, cu ștampila de la Vama Republicii Moldova și niciun cent nu ajunge în bugetul Republicii Moldova, în bugetul național, inclusiv pentru armata Rusiei de ocupație din Transnistria, este alimentată cu petrol. Sau uzina metalurgică din Râmnița. Am înțeles că ați stat aici. Mai departe, cu Ciurganu. Păi vedeți, noi oftăm și ne jeluim în permanență că n-avem bani, dar concomitent din considerente politice și după mine absolut greșite, subvenționăm un regim separatist pe teritoriul Republicii Moldova. Credeți-mă, dacă toate aceste instituții și uzina metalurgică și toate celelalte și cu Ciurganu și restul vor achita
cuva, cu ștampila vremii din Republica Moldova în buget, o să vedeți atunci sursa de venit și pentru majorarea salariilor și a pensiilor și atunci ar fi un termen affordable, da, cum spuneți dumneavoastră în engleză, ar fi suportabil pentru cetățenii noștri, cum ar fi în Statele Unite, în multe țări a Uniunii Europene. Dar subvenționarea în continuare a Transnistriei financiar, economic, fără a obține niciun bănuț de acolo, este a-ți submina, în general, Republica Moldova. Noi am vorbit despre asta inclusiv în prima parte a emisiunii cu Iuliana Cantaragiu, ministra mediului. Ea spunea că autoritățile, domnule Reniță, își doresc acest lucru, ca instituțiile sau aceste uzine care funcționează în partea stângă a Nistrului să achite impozite la bugetul de stat. Una este a-ți dori și eu îmi doresc ca să fiu, admitem, peste o săptămână Uniunea Europeană sau să facem unirea cu România. Un ministru sau un funcționar guvernamental nu trebuie să-și doresc, el trebuie să facă. Iată care este deosebirea. Asta pot spui când spuneam pe la ONG-ul, pe alte părți, când tu declari și nu porți nicio responsabilitate. Aflându-te în funcția cu responsabilitate guvernamentală, tu propui și faci soluții, propui soluții și rezolvi problemele. Cei de la guvernare spune, domnule Reniță, bine, noi suntem de acord cu dumneavoastră, tot ceea ce spuneți este adevărat, este corect, dar când o spui din perspectiva unui partid extraparlamentar, da, e una, dar când ești la guvernare, te confrunți cu un sistem care este inert, te confrunți cu birocrație. Domnul Galben, asta e scuza tuturor guvernărilor și mai este încă prostul obicei de a da vina pe cei 30 de ani în urmă. Nu există. Din momentul în care tu ți-ai asumat guvernarea, n-ai venit pentru ca să-ți demonstrezi cât de frumoși suntem noi, cât de important și uite cât de pro-europeni. Domnule, ți-ai asumat, de asta și spun că există o mare diferență între un persoană care a fost până ajunge ministru, iar odată ajuns ministru, tu reprezinți guvernul și cetățenii Republicii Moldova și nu partidul care te-a promovat. Fiindcă, iarăși, s-o observ foarte simplu și vedeți și dumneavoastră, orice mișcare trebuie să decidem la partid. Domnule, garnitura guvernamentală odată a depus jurământul să apere interesele cetățenilor Republicii Moldova și nu a pasului, ca să fim acuia sau alții care au fost înainte, cum îi ducea PD-ul, îi ducea pe armenească la Plahotniuc, la sediu, întregul guvern. Sunt erori impardonabile pe care, din păcate, și astăzi le observăm că sunt prezente. Iată, cred că... Și asta ce ar putea genera pentru partidul de guvernământ? Pentru că, mai sunt la dispoziție, trebuie să înțelegem încă 3 ani până la viitoarele alegeri. Acum sunt unele acțiuni care sunt nepopulare, dar mai sunt ani în care pot fi schimbate. Vedeți că eu nu... Că vin cu critici sau sugestii în adresa actualei guvernări, nu fac de dragul de a veni o altă guvernare, că eu sunt în opoziție, nu sunt în opoziție, eu nu sunt membru de partid și n-am fost niciodată în viața mea, dar cea mai mare eroare și cea mai mare teamă a mea, că actuala guvernare favorizează prin incompetență venirea în forță a forțelor revanșarde. Iată care e marea problemă. Și lucrul ăsta vă arat și sondajele și realitățile. Uitați-vă, aici e marea problemă, domnul Galben, și nu te poți ascunde. Și când îi spui pasului sau liderilor de la PAS, domnule, mai sugerăm, vin sugestii bune și de la cetățenie, nu neapărat de la mine sau de la domnul Slusăr sau de la altcineva. Nu contează, domnule. Apleacă urechea, mai ascultă și mai discută. Ce s-a întâmplat? Și trebuie să o recunoaștem. Din blocul fost acum, n-a rămas nimic. Adică s-au înconjurat pasul exclusiv, s-au pus cercul lor restrâns și asta e, ziceam, pericolul când partidul se identifică cu statul. Mai suntem și noi, cetățenii, restul, care avem și noi propuneri și sugestii, poate sunt bune. Vreau treptat să trecem și la Procuratura Anticorupție, o instituție foarte importantă care luptă cu corupția mare sau ce obțin ar trebui să o facă în Republica Moldova, dar ca să finalizăm aici până la pauză. Deci ar putea veni forțele de stânga la guvernare
dacă lucrurile vor continua în această manieră, domnule Distin? Da, evident, adică mie îmi pare că opoziția, nu doar de stângă, dar și de dreapta, nu se folosește de greșelile guvernării actuale. Pentru că, iarăși, sunt de acord, este o mare greșeală ca un partid când se gândește că a venit la guvernare pe 4 ani de zile să creadă că toate 4 ani va guverna, pentru că se întâmplă lucruri și, apropo, și am discutat că riscuri pentru guvernările europene sunt destul de mari ca să fie, așa zicem, alegeri anticipate în diferite structuri, dar pentru Republica Moldova cu așa inflație, cu așa prețuri, evident acest lucru tot este un risc pentru guvernarea actuală. De ce? Guvernarea trebuie să găsească posibilitatea să facă tot posibil ca să reîntoarcă sau măcar să stopeze căderea acestui rating. Iar opoziția, dar acest lucru și se observă. Noi vedem proteste și nu doar din partea opoziției parlamentare, dar din partea opoziției extraparlamentare. Adică unele declarații, unii politicieni care nici, deja au fost uitați spre unele segmente informaționale, iarăși apar. Adică tot acest lucru se vorbește despre faptul că rămâne un deficit destul de mare de electorat care se dezamăgește. Dacă, nu știu, un partid politic va avea posibilitate să prieie această nemulțumire a cetățenilor și cumva va organiza unele declarații din partea societății sau proteste, este foarte bine, pentru că riscul pentru mai multe țări europene este că unele proteste sau unele devastări poate să fie necontrolate de partidele politice, adică o revoltă din partea societății. Și noi am văzut acest lucru în Franța, aceste lucruri poate să se întâmple și în mari țări europene, evident, și Republica Moldova trebuie să țină cont de aceste lucruri. Haideți să reamintim și să punctăm un lucru extrem de important. Noi avem acum o guvernare pro-europeană. Avem un război la graniță. Avem această agresiune a Federației Ruse. Dacă la guvernare n-ar fi fost un partid pro-european, ce ar fi fost cu Republica Moldova la această etapă? Dar despre asta ne spuneți după o scurtă pauză de publicitate. Chiar ar vrea să analizăm. Rămâneți alături de noi. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e de la nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum, știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22 facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя?
по субботам в 22:30. Подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии, за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături. Am revenit în platou, continuăm discuția. Domnule Reniță, întrebarea. Dacă ar fi fost partidele de stânga la guvernare, ce ar fi fost acum cu Republica Moldova în contextul războiului? Eu aș vrea să vă dau o întrebare în retur dumneavoastră. Dar de ce majoritatea cetățenilor Republicii Moldova au dat un vot totuși pentru o guvernare pro-europeană? Înțelegeau pericolul. Păi înseamnă că nu trebuie iarăși să contrapunem, că să ne mulțumim că IACA este pasul și nu și nu-i cumva Dodon și pe SRM-uri socialiștii. După mine este o abordare greșită care ne duce pe o pistă ca să ne lamentăm și să zicem să fim mulțumiți cu situația care este, să nu fie mai rău decât este acum. Nu e așa. Odată ce s-a dat un vot masiv pentru o formațiune, dar de fapt n-aș spune că e meritul formațiunii. Cetățenii și-au vrut și-au dorit ceva pro-european real, clar, și mai puțin, să zic, special pentru o culoare galbenă doar s-a dat. Așa că n-aș putea să vă zic ce țin de Dodon, de Voronin și toată gașca asta, mi-aș dori și îmi doresc enorm de mult, sunt sigur și majoritatea telespectatorilor dumneavoastră, să rămână în istorie. Asta e partea, să zic așa, trecutului. Trecutului avem nevoie de un viitor clar și tangibil, nu unul declarativ. Din păcate, vedeți, retorica electorală încă nu s-a consumat la foarte mulți reprezentanți ai PAS-ului și până astăzi utilizează, mă uit și eu pe la emisiuni, vin și exact limbajul electoral din campanie. Domnule, la un an de zile deja după când ești la guvernare, trebuie să vii cu soluții, dar și cu rezultate concrete. Nu mai dă vina iarăși pe cei 30 de ani și toți nimeni n-a făcut. E vechi și deja nu mă interesează. Lovitura va fi extrem de dură și n-aș vrea și nu mi-o doresc. Aduceți-vă aminte agrarienii când n-au mai ajuns în Parlament. Doamne ferește, nu-mi doresc lucrul ăsta pentru actualul partid de guvernământ, dar el merge cu pași sigur în direcția respectivă dacă nu va reuși totuși să discute sincer cu cetățenii, să discute cu forțele politice care totuși au o influență și să nu se complacă în aroganța, în aroganța care e plină de aroganță. Haideți să trecem la un alt subiect despre care toți a discutat inclusiv în campania electorală și în promisiunea de a lupta cu corupția. Cu corupția la nivel înalt și nu vorbim despre micii funcționari care iau sau dau mită. Și, domnule Lițnevski, cu siguranță ați văzut informația, Consiliul Superior al Procuraturii sau al Procurorilor a hotărât ca Veronica Drăgălin să fie propusă pentru funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție. Este o moldoveancă
americană care a plecat de foarte mult timp în Statele Unite, este procuror federal acolo, a avut mai multe cazuri inclusiv în Statele Unite. Ce părere aveți despre această posibilă numire în funcție? Bine, am auzit această informație, am auzit bine și vorbit de laude și unele critici. Voi încerca să fiu destul de obiectiv, pentru că nu este domeniul meu, adică nu sunt jurist, ce ține de denumire. Da? Unele minusuri, așa zicem, care să aducă argumentele, este că doamna Drăgălin este din străinătate, nu are experiență internă și nu este din sistem. Am auzit bine unele vorbe că este posibil de influență externă în politica internă a Republicii Moldova. La toate aceste aspecte eu pot să zic, mai ales că având o mică experiență în lobism, inclusiv internațional, nu neapărat că persoana să fie din străinătate ca să fie influențată. Adică sunt foarte multe cazuri când persoana nu are nici studii în străinătate, dar oricum din exteriorul țării este influențat. Adică acest lucru mi se pare că nu este un argument destul de important. Ce ține de experiență internă? Da, eu permanent pledez pentru faptul că oricum este nevoie de o experiență internă în Republica Moldova. Dar aici iarăși, această experiență nu este posibil fără ca să fie în sistem. Dar să fii mecanismul a sistemului de azi, e foarte complicat să-l schimbi. Adică este lucruri paradoxale. Evident, atunci când nu este criză, când ai un termen de experimente, poți să faci acest lucru. Și mie se pare că bine, la capitolul de corupție se poate de încercat, de făcut aceste lucruri. Pentru că persoana... era nevoie de un suflu nou, de cineva din afară, pentru că am văzut și ceilalți candidați care au fost într-un fel sau altul în sistem. Bine, iarăși, este o promisiune electorală și pe care eu nu o accept, da? Pentru că eu totuși pledez pentru faptul că specialiști, profesioniști pot fi crescuți la noi în Republica Moldova. Dar totuși este o promisiune electorală a partidului PAS și din punctul de vedere tehnologiilor politice este corect, măcar că la un capitol se facă ceea ce a promis. Bine, nu la capitolul prețelor, nu la capitolul majorarea pensiilor, nu la capitolul stabilității, nu la capitolul securității, dar măcar un punct din promisiunile electorale, da? Și mai mult ca atât, eu aș vrea să cred că nu este asta o bifă din trei promisiunile electorale, dar că totuși e un candidat care pe merit a acumulat punctajul maxim din rândul celor care au fost înaintați. Da, nici eu n-aș împărtăși opinia dumneavoastră că e o bifă electorală, că atunci, într-adevăr, ar fi... Din aspectul și politic. Da, ar fi politic, dar ar fi o tragedie, fiindcă îți tragi iarăși din considerente politic și, în primul rând, i-aș dori doamnei, domnișoarei Drăgălin succese, în al doilea rând. Sugera foarte multă verticalitate profesională și imparțialitate. De ce doresc imparțialitate? Fiindcă noi suntem în Republica Moldova. Și vă dau cel mai proaspăt exemplu. Când Dodon a semnat decretul de numire a lui Stoianoglu ca procuror general, în primul rând ce a făcut? L-a chemat, înainte de a semna decretul, la președinție. A avut o discuție, dacă vă aduceți aminte, pe urmă l-a luat pe Stoianoglu, l-a dus la Procuratura Generală, în public, l-a prezentat, ceea ce este absolut neconstituțional. În cazul de față, președintele putea, când avea dreptul exclusiv de a numi procurorul general, adică el își asumă personal pentru nominalizarea. Dar în cazul de față, e o chestiune, a fost mai mult tehnică. Consiliul Superior a Procurorilor l-a propus, a trecut cu... Dar vedeți, de aceea sugerez doamnei, domnișoarei Drăgălin... Doamna, da. Da, doamne Drăgălin, să aibă verticalitatea, nu politică, dar profesională și să nu se... Nu are ce căuta la președinție, nu are ce căuta la Condrița, cum s-au mai întâmplat cu alți procurori, când Dodon și Voronin și alții tot îi chemau și din start să-și păstreze echidistanța și imparțialitatea. Se pare că acum totuși Procuratura Anticorupție e pe un val mai favorabil cu unele mișcări care s-au făcut. Este opinia mea personală. De aceea și încă un moment vreau să stărui asupra lui. Am văzut că
un deputat de la PAS deja își arogă meritul cu PAS-ul a adus, uitați-vă ce specialist bun din străinătate, din diaspora. Iarăși e o eroare enormă. Doamna Drăgălin este cetățeană a Republicii Moldova. Nu contează că din America, puteți să o aducă și din Australia. Sau puteți să o aducă de la Telenești sau de la Sângerei. Nu contează. Iarăși se încearcă să tragă la turta politică. De altfel, un politician care cu fiică la președinție, el în Parlament, mai rămânea și soția să-și o pună în guvern și atunci treceam la antreprenoriatul familial. Adică, sunt realitățile noastre și cred că cei de la PAS ar trebui să mai atragă atenție la momentele respective și la realitățile când oferă motive cetățenilor care au așteptat, așteptările căror au fost atât de mari ca să vadă asemenea realități. Până la urmă, votul aparține cetățeanului, domnule Reniță, și ei vor face concluziile. Eu vreau să rog colegii din regie să deschidă opțiunea și pentru telespectatori să ne contacteze în direct, să ne spună un pic cum fac ei economii în această perioadă și cum îi influențează scumpirile din ultimul timp, dar vreau împreună aici cu dumneavoastră să analizăm în ce măsură sistemul o va accepta pe doamna Drăgălin în cazul în care va fi numită în funcția de șeful la Procuratura Anticorupției, pentru că știm că sistemul este deja obișnuit cu ceea ce a fost anterior, funcționa după o anumită formulă. Aici, dacă vine o altă abordare, o altă persoană care n-a fost în sistem, în ce măsură ar putea fi respinsă de colegi? Bine, întrebarea este foarte interesantă, pentru că și iarăși mă reîntorc destul de riscantă, pentru că orice sistem, nu doar juridic, adică are o posibilitate de rezistență la orice schimbări, la orice astfel de mișcări. Evident, problemele vor fi, de aceea este întrebarea dacă doamna procuror va rezista. O să fie boicotată? Ce s-ar putea întâmpla? Pentru că noi știm foarte bine capacitatea unor funcționari din Republica este Moldova vorba de a se adapta, boicotare. De a se gudura pe lângă șef. Nu cred că acest lucru se va produce și aici, da, e că chiar vin unele argumente, bine că se discute că PAS-ul a promis un procuror din exteriorul țării. Am avut din exteriorul sistemului, nu a țării, pentru că doamna a lucrat în Statele Unite, pentru mine este doar un plus, pentru că ce ține la corupție, mie se pare că în Statele Unite, într-un stat, este cu mult mai mare și banii sunt mai mari decât în Republica Moldova. De ce? Probabil că trebuie să încercăm să aducem acea experiență. Poate va încerca să adopte unele metode. Eu nu știu, nu sunt jurist, nu sunt specialist în acest sistem. Ea în Statele Unite a instrumentat numeroase cazuri de corupție mare, pentru că e vorba de persoane cu funcție de răspundere, de conducere în statul în care a activat. Eu aș fi un pic mai rezervat vis-a-vis de elogii și de mare bucurie, fiindcă mereu au observat și data trecută când a fost schimbat ăsta de șeful de la CNA, a venit unul susținut de PAS. Păi, au trecut 2 luni de zile și nu l-am mai auzit. Dar, uite, atunci câte elogii, vremurile bune, uitați-vă, iarăși nu știu de unde l-au găsit, nu contează. Până la urmă, dar PAS-ul și la asumat este clar, a trecut deja 2 luni de zile. Dom'le, într-o lună de zile, ce înseamnă expertul pe domeniu care vine într-o lună de zile, produce deja lucruri concrete, reforme serioase, să văd lucruri, ca să trimiți numai 2-3 cu ce ne-a scris zdrahon de ăștia care arestează cineva sau însoțește, asta e o chestiune. Și după aia persoana este eliberată, plasată în arest la domiciliu și tot așa. De aceea zic, în primul rând, sper mult că doamna este competentă și va reuși foarte repede să înțeleagă. Ea fiind crescută, totuși peste hotare, într-un mediu, într-un sistem puțin mai diferit, să însușească foarte repede șmecheriile noastre, moldovenești. Să sperăm că deja le știe și va veni aici în cunoștință de cauză. Din spus e, dar totuși asta este extrem de important și, încă o ultimă sugestie, să se distanțeze de factorul politic, categoric. Aici e marea mea doleanță. Haideți să luăm legătura prin telefon cu un cetățean care ne-a telefonat, păstrați gândul ăsta. Domnul Simion din Sângera, bună seara, ne auziți? Da, bună seara. Da, domnule Simion, noi emisiunea de astăzi am împărțit-o în mai multe calupuri, dar voiam să vă întreb, inclusiv pe dumneavoastră și pe alți cetățeni care urmează să ne telefoneze, cum faceți față prețurilor, scumpirilor din ultima perioadă? Sau ce părere aveți despre asta? Știți, eu am activat mai mulți ani în
Consiliul Orașului Sângera și tot timpul spângeau cetățenii chiar că au drumuri rări, că au glod. Și eu spuneam tot timpul, mulțumesc Domnului că aveți glod. Mai rău când nu s-l avea. Deci, ce ține de prețuri, bun înțeles că nu depinde de noi. Să înțelegem asta destul de clar, să nu sărim în cap guvernării, anume că tot fac acum presiuni, anume pe chestiune dată. E împărăm că socialiștii ies în fața Ministerului Justiției și votează asta, nu sunt de acord. Dar ce nu ieșeau atunci când erau ei la guvernare, de rând cu noi, să voteze cu noi, că noi ceva nu era cum trebuie, când erau pus la putere toată funda asta. Domnule Simeon, dar cetățenii ce ar trebui să înțeleagă? Iată, dumneavoastră spuneți că n-ar trebui să sară în cap guvernării, dar care sunt cauzele acestor scumpiri? Vașecționul că spune că noi trebuie să facem pentru țară, nu țara pentru noi. Deci fiecare cetățean în parte ar trebui să încearcă să mănătățească lucrurile. Fiecare cetățean în parte trebuie să muncească pentru țara sa. Am înțeles, da, mulțumim foarte mult pentru această opinie. Doar o remarcă, evident că fiecare dintre noi și acum e o perioadă complicată, extraordinară, trebuie să sacrificăm ceva. Suntem dispuși și e firesc ca cetățenii acestui stat să ne asumăm și noi partea de responsabilitate și de sacrificiu. Dar lucrul ăsta să-l vezi când ai guvernarea și care îți te convinge că e necesar lucrul ăsta. Dar când, pardon, vezi numai bâlbâiel și alte lucruri, atunci oarecum tu îți distanțezi cetățeanul care dorește cu adevărat o comunicare sinceră, deschisă și nu una protocolară sau, sincer, trebuie să o spunem, arogantă. Haideți să vedem ce își dorește doamna Maria din Chișinău, care este în legătură prin telefon. Doamna Maria, bună seara! Bună seara! Despre prețuri, cum faceți economii? Cum facem economii? Foarte bine. Sunt pensionară și mă mândresc cu guvernarea noastră, măcar că domnul Reniță o critică. Astăzi nu știu de ce e așa, dar băieții fac ce pot. Noi dar ce pensie aveți, dumneavoastră? A? Ce pensie aveți, dumneavoastră, dacă nu este secret? 5600. O pensie foarte bună. O pensie foarte bună, dar la gaz cam nu ne împăcăm cu asta, fiindcă avem două camere. Și eu vreau să doresc la guvernare băieții să resuflece mâinile, să lucreze cât mai bine și le dorim numai succes. Dar noi ne-am descurcat, trebuie să-i susținem că așa e. Sunt vă mulțumim! Vă mulțumim da, foarte mult și pentru această doză de optimism. Vreau domnul Da. Nu, dacă doamna m-a avizat. Doamna Maria, în egală măsură și noi sincer ne dorim ca să reușească actuala guvernare. De aceea am votat și nu numai eu, dar majoritatea cetățenilor a votat-o pe actualul președinte, pe Maia Sandu, dar și cetățenii au votat majoritar la ultimele alegeri parlamentare. Așa că e coincide doleanța dumneavoastră, coincide în tocmai și cu a mea și sunt sigur și a colegilor din platou. Le dorim să reușească. Din păcate ne oferă multe motive în care nu avem încredere. Noi de asta și suntem aici ca să analizăm exact. Din diferite unghiuri așa situația. Este. Domnule Lisnevski, mai luăm ultimul apel telefonic în scurtim, dar foarte scurt. 5.000 și ceva are doamna pensie. Este o pensie mulți cetățeni de nu au această mare, pensie. Dacă, cu părere de rău, majoritatea cetățenilor nu au astfel de pensie, au posibilități mai mici, dar aici tot iarăși în apărare domnul Reniță că uneori nu doar cu sacrificarea sau susținerea poți să susții guvernare, dar și uneori și printr-o critică constructivă, pentru că atunci când vii cu unele propuneri, poți să schimbi lucrurile pentru că guvernare, atunci când vii la guvernare foarte repede uiți, adică despre problemele cetățenilor, pentru că vezi totul prin prisma sticlii din automobil pe e bine, unii de poate spate. Spune că ei merg cu trotineta sau altcineva ar spune bine, că merge pe jos sau cu bicicleta. Haideți mai preluăm diferite. Ultimul apel și o să facem concluziile, o să fie în principiu mai clar și pentru cetățeni. Domnul Nicolae din Dondușeni este în legătură prin telefon. Bună seara! Bună seara! Domnule Nicolae, ce părere aveți despre scumpirile din ultima perioadă și cum faceți față dumneavoastră? Părere nu chiar bună am, din ce cauză că guvernarea nu a primit ceva măsuri pentru a micșora sau a stopa prețurile.
Dar în primul rând, îmi cer scuze, dar în primul rând au primit legii de mărire salariul la judecători, la curte constituționale, la deputați, câte 1.500. Eu cred că categoriile care le-am menționat, eu nu aveau ultimii bănuți. Și e bine, guvernarea spune că a majorat și pensiile la mulți pensionari. Haideți să-mi fii serioși. A majorat pensia cu 200 de lei și un deputat care are mașină de serviciu și are tot 6.500 pentru a plăti combustibilul, aici nu am comparat pensia și cu ceea ce primește un deputat sau un judecător. Dar dumneavoastră personal, cum vă descurcați? Foarte greu mă descurc. Și vorbim aici doar despre combustibil sau inclusiv la capitolul procurarea produselor alimentare și întreținerea familiei? Mai mult la combustibil. Mai mult la combustibil, mă refer. Am înțeles. Mulțumim foarte mult. O seară frumoasă. Vă rog. Vedeți, sunt după mine două lucruri fundamentale în contextul actual pe care actuala guvernare cu desăvârșire le ignoră. Din considerente politici. Și asta mă deranjează, trebuie să ziceam. Subvenționarea în continuare a Transnistriei, mai bine zis, a regimului separatist din Transnistria, și am vorbit anterior, și a doilea. Într-o situație în care noi ne aflăm, Republica Moldova, după numărul de funcționari pe cap de locuitor, cred că ia primul, 100% primul loc în Europa. Ar trebui să mai reducem, avem două minute, vreau să facem concluzii. Da, la concluzii. Pasul a venit și pe valul reformii teritorial-administrative. A uitat cu desăvârșire. Nu mai revin la subiectul ăsta și este o mare promisiune și trebuie să recunoaștem atunci că alegătorii sunt foarte decepționați. De ce? Fiindcă peste 2 ani de zile vine o noi alegeri prezidențiale. Se dorește cu orice preț mandat. Nu se gândește iarăși la reformă de substanță, unde 30 sau cât 40 de ani, nici nu mai știu câte avem, trebuie de restructurat după județe, după regiuni, în care se elimini o mulțime de factori parazitari care sunt. Și a doilea, din considerente electorale, iarăși nu se procedează la o reformă teritorial-administrativă. Aici o să facem o emisiune separată la acest subiect cu reforma administrativă, dar foarte scurt vreau la final. Și invitații pe ăștia de la PAS, care în campania electorală și prezidențială și parlamentară la tot pas promiteau că o să terminăm poveștile cu raioanele, cu tare, cu tare. Unde sunt? Gata? S-a uitat? Domnule Lisnevski, foarte scurt concluzia. Voiam să discutăm inclusiv despre perchezițiile de la PSRM și dosarele de rezonanță, dar o să ne limităm doar foarte scurt la ceea ce se întâmplă cu Igor Dodon. Plasat în arest la domiciliu, foarte mult tam-tam s-a făcut acolo. Concluzia. Iarăși, bine, concluziile mine nu s-au schimbat, este un fond informațional, pentru că iarăși noi vedem aceleși metode, aceleși încercări care și-au fost precedente. Deci, și iarăși, anume din cauza aceasta, și nu există încredere în justiție, în reforme justiției și... Să sperăm că aceste noi numiri vor veni cu o abordare. Dacă îmi permiți doar o propoziție, aș dori foarte mult Procuraturii Anticorupție să manifeste profesionalism, iar motivele care au stat la arestarea și la lui Dodon să le confirmați. Altfel, un eventual eșec poate să vină 50 din diaspora. Am procurori, înțeles. Anticorupție, situația nu se va schimba. Așa că multe baftă și Doamne ajută! La emisiunea viitoare discutăm și acest subiect, doamnelor și domnilor. Haideți să vedem rezultatele votării în cadrul televotingului. Întrebarea a fost dacă veți renunța la automobil din cauza scumpirii carburanților. 57% dintre cei care au votat ar renunța, 43% respectiv nu. Vreau să vă reamintesc că acest SMS voting nu este reprezentativ, pentru că nu este un sondaj sociologic. Serviciul este asigurat de o companie privată. Dacă vreți să vedeți regulamentul, îl găsiți pe pagina de Facebook. Merg pe jos acasă. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Eu vă aștept săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Să aveți o seară cât mai frumoasă și pe curând.